Vă salut, dragi prieteni! Nu uitați că am decis ca luna februarie și martie să vă donez vouă abonaților, celor care deja v-ați abonat la canalul Adilea Vâlcea Omul, toate veniturile mele din YouTube. Pentru asta trebuie să urmăriți postarea cu detaliile care am să vă las în descrierea acestui vlog și cu asta trec mai departe ca să nu pierd legătura cu voi. Vin astăzi cu un vlog în legătură cu o întrebare care o aveți mulți dintre dumneavoastră: ce studii are Adi de la Vâlcea? Așa că astăzi am să vă răspund la această întrebare. Mulți oameni din televiziune mă întrebau la un moment dat ce facultate am absolvit. I-am dezamăgit, sincer, cred că i-am dezamăgit, pentru că eu nu am decât 8 clase. Asta nu o spun cu mândrie, doar că am circumstanțe atenuante de ce nu am făcut o facultate, cel puțin. Așa cum spuneam, am doar 8 clase primare. Am mers la liceu în clasa 9. Nu am putut să-l termin, m-au lăsat repetent. Dar nu vă spun lucrurile astea cu mândrie, doar că vă pot explica și de ce. Când de la 12 ani jumate, cum v-am mai spus, și nunțile nu erau... Sunt și acum, în ziua de azi, de 3 zile, nu cum sunt acum, cum nunțile care le cântam acum de o singură zi. Nunțile erau sâmbătă, duminică, luni. Plecam de la o nuntă de genul ăsta, plecam marți dimineața. Vă dați seama că nu mai ajungeam la școală sub nicio formă. Vineri iarăși nu mă duceam, că era pregătirea asta de plecare dimineața, trebuia să plec la nuntă. Și vă dați seama, deja mergeam miercuri, joi. Așa că din cauza absențelor n-am putut merge mai departe. Dacă mă întrebați dacă regret, sincer, vă spun sincer, nu regret. Dar de ce nu regret? Pentru că sunt un tip autodidact. Îmi place să știu. Eu când, spre deosebire de alții, eu când văd un om cult pe deasupra și deștept, eu mă lipesc de el. Îmi place să învăț tot timpul. Să știți, emisiunile mele preferate nu sunt cele de cancan. Programele mele pe care mă uit în 90% din timpul meu sunt Discovery, History, unde, pentru că am încă multe lucruri de învățat. În copilărie vă spun că am citit foarte mult. Am citit cam tot ce se putea citi la vremea respectivă. Mătușa mea avea oare și acum o bibliotecă cu în jur de 200 de cărți. Le-am citit pe toate, fără nicio excepție, dar unele dintre ele le-am citit și de 3 ori. Eram abonat la bibliotecă și eram amenințat că dacă aduc cartea îndoită, cu filele îndoite sau ruptă, nu voi mai primi. Așa că de multe ori stăteam și călcam cu fierul de călcat paginile cărților, ca să duc cartea în stare bună și să-mi dea alte cărți. Într-adevăr, citeam aventură, îmi plăcea aventură, polițiste, țin minte, Alexandre Dumas, l-am citit tot, Michel Zevacu, iar Fausta, cu toate volumele astea care erau legate unele de altele, Jules Verne, aproape tot, James Clavell, iar Shogun a fost una din cărțile mele preferate, avea vreo 1170 de pagini, prima ediție. Găseai foarte greu, nici în biblioteci nu găseai acea carte, dar a fost așa o carte care am rămas marcat. Erau
trata un subiect aventuros, dar eu ce am reținut din toată cartea, de fapt, cultura și tradiția japoneză, care mi-a plăcut foarte mult. Toranaga-san, țin minte câteva personaje de acolo. Am citit și un Balzac la vremea respectivă, mai era Sanda Brown. Acum, să știți, nu contează cartea care o citești, pentru că toate cărțile sunt scrise, știți, cu toți, modern. Nu o să credeți că în cărți, în viața reală ale personajelor, s-ar fi folosit un astfel de limbaj care îl citim în cărți. Un om care citește mult își formează și un limbaj foarte frumos și corect. Pentru că în cărți nu se găsești greșeli gramaticale. Sunt, dacă vedeți acei care au citit, sunt foarte multe neologisme, ceea ce ei nu le-ar fi vorbit într-o situație reală. Doar scenariștii au scris cărțile în așa fel încât să ai de învățat și gramatical din ele. Repet, nu neapărat trebuie să citești Coelho sau ceva high class cu o grad de cultură mai ridicat. Este de ajuns să citești și să citești lucruri corecte. Vreau să vă spun că totdeauna mi-a plăcut să cunosc lucruri. Repet, îmi place să umblu pe stradă, cum vine vorba, cu oameni deștepți. Am învățat un lucru, că dacă umbli pe stradă cu proști, vei deveni și tu unul dintre proști. Și tocmai de asta mi-a plăcut să mă înconjur numai de oameni de calitate și de la care am ce să învăț. Sunt anumite persoane care, din contră, când intră într-un cerc de oameni foarte culți, foarte deștepți, ei sunt timorați în loc să vadă constructiv acest lucru și se auto-exclud din acel cerc și își caută un cerc mai low level, unde ei să fie mieji, cum să zicem, și să aibă pe lângă ei numai oameni lingușitori și așa mai departe. Eu sunt exact opusul. Eu am o vorbă, mi-aparține, cu toți ne naștem proști. Ca să vă și explic înțelesul. Când ne naștem, nu știm cât fac unul cu unul, nu știm cum ne cheamă, nu știm să mergem. Teoretic, ne naștem proști, adică nu știm nimic. Pot să fac o comparație corectă între oameni și calculatoare. Adică, toți ne naștem cu hardul gol. Diferența dintre oameni o face procesorul. De asta, într-o clasă, un profesor predă la 30 de elevi și unul înțelege mai mult, unul mai puțin. O să vedem că la o anumită vârstă unul este într-o poziție mai bună, altul poate nici n-are ce mânca, pentru că IQ-ul oamenilor este diferit. Și asta duce la evoluția ta. De ce spun că nu regret școala? Nu regret pentru că am avut norocul să găsesc această meserie, care nu oricine are norocul ăsta. Deci nu oricine. Vreau să spun că școala este foarte importantă. Orice copil trebuie să meargă la școală neapărat, pentru că norocul care l-am avut eu de a face această meserie, îl au foarte puțini oameni. Până la urmă, avem cu toți nevoie de școală. Eu nu am simțit așa mult lipsa școlii, pentru că, așa cum v-am spus, am învățat singur. Școala este doar un instrument de a ne învăța, dar te poți să-ți iei cunoștințele și din alte locuri. Nu-i neapărat. Școala, doar că trebuie să mergem obligatoriu, este un instrument așa mai forțat de a învăța. Dar un om care vrea să învețe, învață de oriunde. M-a ajutat mult și școala vieții, pentru că provin dintr-o familie săracă și a trebuit să învăț și școala asta și
La asta am lipsit mai puțin decât la cealaltă. Toate astea acumulate sunt persoana care sunt astăzi. O educație, cred eu, decentă, respect pentru familie, foarte mare, care asta va sugera la toți. Respect pentru persoanele din jurul meu. A contat mult și educația care am primit-o de la mama, că este foarte importantă. Părinții au un rol important în educația copiilor. De multe ori, să știți că banii care i-are un părinte nu se reflectă, sau poziția care o are, socială, care o are un părinte, nu se reflectă de multe ori și în educația copiilor. De multe ori e un impediment, pentru că sunt părinți care sunt absorbiți de business-urile care le au și uită de copii. Adică ca să nu ne deranjeze pe noi părinții prea mult copiii, îi oferă orice, cât să vorbească mai puțin, doar să știe că are copilul de toate și restul nu mai contează, dar uită să-i mai dea și educație. Și se vor trezi cu un copil infatuat, un copil care dezagreabil în unele cercuri și ei nu vor înțelege de ce. Prietenii copilului vor fi poate doar prieteni de conjunctură, de interes, pentru că el nu este o persoană care merită prietenie și așa mai departe, și toate astea o să se răsfrângă asupra lui în timp. În copilărie, așa cum am spus, îmi petreceam mai tot timpul citind. Mi se punea pe câte o carte și vroiam să o termin într-o noapte. Vă spun, nu mai aveam poziții de stat în pat și mergeam pe toaletă să stau, pentru că aveam o poziție bună. Numai mă durea fundul de stat pe toaletă, iar mă duceam în pat. Cei care aș citi știți cum e treaba asta. Dar ăla a fost izvorul meu de cunoștințe cel mai mare. Pentru că, acum vedeți, nu-i neapărat să știi foarte multă gramatică. E bine să o știi. Dar citind foarte mult, la un moment dat dă și memorie vizuală. O să vezi că atunci când spui Pardaian s-a dus undeva, tu vezi că între S și A e o liniuță. Da? Automat, citind foarte mult, îți va rămâne vizual în memorie acest lucru. Tu nu știi, poate tu nu știi de ce e cratima acolo. Dar atunci când vei scrie și tu, poza cuvântului S-a îți va rămâne S, liniuță, A. Și așa vei scrie și tu. De asta spun că e bine să citești foarte mult. Poate mulți dintre noi nu știm unele lucruri, dar știm că așa se scrie. Și asta e un câștig pentru cei care n-au făcut multă școală, n-au făcut gramatica, de exemplu, la școală. Că nu s-au dus, sau din alte motive. Motivele mele vi le-am explicat care au fost. Cântam 3 zile, nunțile de 3 zile, nu vă mai spun ce nunți erau. Extraordinar de grele. Să mergi un copil la 12 ani jumate, să mergi la nunți, cele iarna erau groaznice. Ne învățase cineva să ne băgăm ziare în pantofi, că ar fi mai cald. Îngheța apa minerală pe mese, ca să vă dați seama. Eu când ajungeam marțea acasă, aveam o stație de chitară așa care căram la ea, vă dați seama, mai mi-ar da mie de școală. Numai așa, e greu să vă puneți în pielea mea cum era atunci, că nu știți, nu... Și să cânți ore întregi, 3 zile. Și la vârsta aia eram plătit 400 de lei. 400 de lei
o paritate așa cum ar fi acum, 400 de lei, să stai 3 zile. Era, pentru un copil era mult. Știu că sunt oameni care muncesc pe 400 de lei 3 zile, la muncă. E adevărat și asta. Dar era o muncă, într-adevăr, foarte grea. Dar la vârsta aia, pentru mine, 400 de lei erau mulți. Erau bani mulți, erau banii mei, munciți de mine, ceea ce mă bucura cel mai tare. Și îmi și plăcea să cânt, ca și acum, de altfel. Făceam așa, cu mare plăcere, meseria asta. Mai ales că cuceream din nuntă în nuntă, cuceream teren. Oriunde mergeam, la prima nuntă la care am fost, m-au înregistrat cu casetofonul, că nu era cu filmări atunci. Și adică oamenii au vrut să aibă o casetă, adică cu un copil de 12 ani jumate. A fost o senzație plăcută. Așa că sfătuiesc pe toată lumea să meargă la școală, că școala este foarte importantă. Dacă nu ești, n-ai gânduri să, și talent să devii solist, solist, pentru că iar e diferență între instrumentist și solist. Dacă nu ai talentul respectiv să devii solist, ține-te de școală, că e foarte important. Eu sunt bucuros într-un fel că am găsit acest drum, pentru că planul meu B nu suna bine. Sigur aș fi ajuns ceva ce nu era bine. Și eu, de exemplu, pentru fiul meu, când a terminat 12 clasă liceu, nu i-am sugerat să facă facultate. Și multă lume nu a înțeles. Nu știu dacă multă, dar unii nu m-au înțeles. Pentru că el deja avea un drum stabilit. El deja cânta cu mine, făcea meditații la instrumentiști foarte buni. El, spre deosebire de 99%, și nu greșesc când spun 99% dintre absolvenții de liceu, el avea un drum care îl găsise. Toți când termină liceul, ei nu știu încotro să o ia. Ei nu știu, să mă fac... Am auzit că se câștigă bine dacă mă fac preot, de el n-are cu religia nicio treabă. El nu are nicio treabă cu religia, el vrea să facă preot, că știe el că de Crăciun, de Paște, preoții fac bani. Sau, domne, m-aș face avocat, că se câștigă bine. Toate meseriile lor sunt în funcție de cât se câștigă. Nu e rău, dar vocația asta trebuia să ți-o găsești după în clasa 10, așa, când totuși ești adolescent, începi să gândești tu pentru tine. Fiul meu avea deja drumul și îl găsise. Și a merge la o facultate pe care să facă o meserie care nu va urma niciodată, vedeam doar un timp pierdut. Putea să-și pierdă și din calități, umane vorbind, mergând în cine știe ce campus universitar, cu drogangel, cum mai sunt prin unele locuri. Nu toți cad pe panta asta, dar putea să fie și asta, nu? Sau putea să ajungă, nu știu ceva, dar nu era nicio perspectivă să ajungă altceva decât ceea ce e acum. Așa că eu ce am zis, băi, stai să-i perfecționez drumul ăsta pe care deja este pe el și l-a ales. Adică studiu mai mult la instrument ca să devii din ce în ce mai bun, ceea ce face totdeauna zilnic, de la un timp. Că a avut și el perioade când mă rugam de el să studieze și mereu îi puneam întrebări cu mesaje mai mult subliminale, așa, să-i dădeam de înțeles anumite lucruri, lăsam cu niște mesaje și le-am, băi, tată, dacă tu nu-ți place meseria asta,
Hai, oprește-te, că nu te obligă nimeni. E singurul meu copil, nu-ți lipsește nimic. Găsim un business ceva care să te coafeze și să-ți placă. Deci nu trebuie să faci obligatoriu meseria asta. Undeva puneam și presiune pe el. Și cu timpul a dat roade treaba asta. Pentru că acum studiază de mă și deranjează pe la două noaptea. Bine, spun cu plăcere treaba asta. E foarte important cum ne creștem copiii. Mă opresc cu oameni să-mi spună de fiul meu cât ce impresie bună au de el, pentru că se aștepta, pentru că fiind un copil de manelist, să fie exact opusul. Și la școală, când s-a spus la o ședință, domnule, mă așteptam ca, fiind copil de manelist, să fii altfel. Bă, noi ne-a deranjat remarca asta. Dar stați puțin cum trebuia să fie altfel. A fost un compliment, dar un compliment puțin înțepat. Ceea ce nu ne-a convenit atunci la vremea aia. Nu sunt eu în măsură să vă dau sfaturi. Eu doar vă spun așa cum sunt eu ca om în viață și cum, după principiile care mă ghidez. Fiecare își crește copilul cum consideră el, pentru că are dreptul ăsta. Eu, dacă vă spun lucrurile astea, vă spun că pentru un an, doi, hai maxim trei, v-am mai repetat de multe ori să intenționez să mă las, să încerc să merg spre lumea business-ului, să-mi aranjez pașii pentru pensie, lucruri normale care trebuie să se facă un om cu mințile la el. Mulți zice, dar de ce, de ce, că cum, că tu, că ești, că încă și nu știu cum. Când am intrat când a trebuit, vreau să ies atunci când trebuie. Asta nu vă spun cu siguranță, nu știu, poate o să mai cânt 100 de ani, să mă țină Domnul. Dar asta e intenția mea. Dacă îmi ies anumite lucruri, totul depinde de ceva. Prin urmare, sper că nu v-am dezamăgit cu faptul că am doar 8 clase primare. N-am avut, dar vă spun cu mâna pe inimă, nu am avut niciodată un complex din acest punct de vedere. Nu m-am simțit inferior în nicio discuție față de cineva, indiferent de nivelul discuției, pentru că procesorul meu știe când să asculte și când să vorbească. Nu neapărat să tacă, că pot să tac și să n-ascult. Eu am variantele mele, sunt așa, să ascult sau să vorbesc. Și trebuie să-mi aleg foarte bine momentele astea. Câteodată stau doar ascult, să știți, și nu vorbesc. Înseamnă că interlocutorul meu e ceva. Dacă mă face să-l ascult și fără să vorbesc. Dacă ar fi un sfat, ăsta vi l-aș da. Vorbiți mai puțin și ascultați mai mult. Vă pup pe toți. Sper că nu v-am plictisit cu felul meu de a fi. Și să ne revedem cu drag.